avea ca autor pe care îl lansăm în această duminică a Bookfestului 2023 pe Dance Mihăilescu, cu un nou volum născut, ar spune el, din bulimia lecturii, căci se mărturisește un bulimic al cititului, ceea ce știm cu toții, pentru că altfel nu s-ar fi adunat deja decenii de cronică literară, nu s-ar fi adunat vreo 3.000 și mai bine, cred, de cărți prezentate în anii când era omul care aducea cartea la ProTV. Iar de atunci încoace, cronicile lui, fie că au fost și sunt în Orizontul Timișorean sau pe site-ul Europei Libere, ori în alte reviste, se adună periodic spre bucuria noastră în volume ca aceste Alte mijlociri, Arest livresc la domiciliu, volum care prin titlul, prin Alte mijlociri și prin definiția pe care o dă Dance Mihăilescu mijlocirii și mijlocitorului, m-a făcut să înțeleg că de fapt aceasta ar trebui să fie menirea adevărată a oricărui critic literar. Criticul literar trebuie să fie mijlocitor între cititor și o carte bună, nu mijlocitor între cititor și preferințele lui de critic literar, preferințe mai curând nu de lectură, ci slăbiciuni omenești. Am să spun doar atât. Din păcate, astăzi de prea multe ori recomandarea, de prea multe ori ceea ce se vrea, se afișează drept cronică literară, are de-a face mai puțin cu mijlocirea dintre un cititor și o lectură deosebită și un autor mare, cât e o mijlocire între interese, grupuri, eu scriu bine despre tine, hai să mă lauzi și tu și așa mai departe. Ori cu Dance Mihăilescu știm că putem merge la sigur, deși este un mare subiectiv, un mare afectiv, el își păstrează privirea limpede și putem merge pe mâna lui atunci când face recomandări în chip de cronică literară. E drept că de foarte multe ori ar fi și imposibil să greșească, pentru că e, cum singur se mărturisește, un prea mare iubitor al trecutului și lucrurile stau foarte limpede când e vorba de familia, de saga familiei Pilat, să spun, sau de Ioan Alexandru, sau de Barbu Cioculescu, sau de tot ce a adus, o invoc din nou pe Monica Pilat. Alte recomandări, Ana Blandiana, Mircea Zaciu, e o dominantă a jurnalului, a memoriilor, a autobiografiei, pentru că el este, așa cum îl știm, un mare, mare cititor al acestui tip de literatură. Și în plus, ca să nu existe nicio îndoială în privința recomandării, el practică ceea ce numește citarea în exces. Așa încât dacă nu vrei să-l crezi pe cuvânt cu ce spune, îl poți verifica prin selecția de citate pe care totdeauna ne-o pune la îndemână. E un îndrumar de lecturi această carte. E un prilej de a ne completa astfel, o listă de lecturi pe care singuri poate n-am ști numai decât să ne-o facem. Încă un lucru adaug, poate voi avea timp să și revin asupra lui. Există în același timp și inserții foarte frumoase, foarte tandre, de confesiv. Nu întotdeauna pagina este pagină de critică literară, de hermeneutică sau istorie a literaturii și punct. Omul Dance Mihăilescu se strecoară printre cuvinte și mai cu seamă face asta într-un text de o frumusețe răvășitoare, măcar pe acela, citiți-l, fie și numai luând cartea în stand, căci sunt câteva pagini, puteți citi între două lansări. Este textul despre Adi Olaru, care e un text
nemaipomenit de frumos. Poate am să vă dau 2-3 mostre de acolo. Iar mai departe am să o rog pe prietena lui Dance, pe scriitoarea și de asemenea cronicarul literar de cândva de la România Literară, când nu puteam trăi fără să citim România Literară, Ioana Pârvulescu. Mulțumesc, Lidia! Bună ziua tuturor! Încep nu profesional, ci prietenesc. Tot a spus Lidia că sunt prietenă a lui Dance Mihăilescu și a Taniei Radu. Încep prin a vă spune că mi-a fost extrem de dor de cărțile lui Dance Mihăilescu și de prezența lui la târg. Sunt foarte, foarte bucuroasă că suntem împreună. Deja de ieri l-am întâlnit la lansarea exactă a Monicăi Pilat de la editura Spandugino, Cartea de vise. Și astăzi, iată, iarăși, în buna noastră tradiție de a ne întâlni mereu la târgurile de carte. Cred că pot vorbi și în numele dumneavoastră spunând că mi-a fost dor de el, că ne-a fost tuturor dor de el. Și voi începe cu un citat dintr-un articol scris, dintr-un text scris de Dance Mihăilescu, nu are importanță despre cine, dar care mi se pare că ar avea valoare emblematică pentru ce face el, pentru ce gândește el. Potrivit destinului nostru ondulatoriu, cel puțin așa cum sublim îl poematizează Ecleziastul, există vremuri pentru bucurie și vremuri de întristare, un timp al rodirii și un timp al ofilirii. Pentru omul de litere însă, și acum nu voi continua cu ce spune Dance Mihăilescu aici, ci voi continua cu pentru omul de litere Dance Mihăilescu însă, ambele timpuri și al întristării și al bucuriei se transformă în bucuria de a, aș spune, de a nota prin cărți. Pentru că la Dance Mihăilescu cărțile vin fluviu, se cheamă una pe alta. De curând, la târgul de carte de la Leipzig, ne întrebam cu Mircea Cărtărescu dacă noi avem un om, dacă avem un om care să știe să-ți facă poftă să citești o carte, așa cum l-aveau nemții pe Marcel Reich-Ranitzky. Și amândoi, într-un glas, am spus: există unul singur, Dance Mihăilescu. Într-adevăr, el este, cum a zis și Lidia, omul care aduce cartea și omul care știe cărțile care ne-au făcut oameni. Între cărțile pe care ni le aduce Dance Mihăilescu, într-adevăr, cu subiectivitatea și afectivitatea pe care foarte bine le-a punctat Lidia, sunt și cele din această carte. Am constatat că Dance Mihăilescu a scris în această carte aproape exclusiv despre cărțile care i-au plăcut, despre cărțile care sunt un refugiu. Titlul volumului, Alte mijlociri, Arest livresc la domiciliu, arată că sunt cărți citite cât timp a fost obligat să stea acasă. Și atunci s-a înconjurat de lucruri care îi plac. Dintotdeauna, ca paseist declarat public și sus și tare, Dance Mihăilescu a iubit cărțile de memorii, biografiile familiilor importante din trecutul României, jurnalele, cărțile, așa zis, de literatură personală, ceea ce nu exclude și cărți de critică, eseuri,
sau pur și simplu cărți întâmplătoare din actualitate. Ceea ce transmite Dan mai mult ca oricine este pofta de a citi. Pofta pe care o are el, ca un gurmand și un gourmet în același timp, și pe care ți-o transmite. După ce citești un text al lui Dance Mihăilescu, îți vine să te duci neapărat să iei cartea, să o cumperi și să o citești. E adevărat că știe ca nimeni altul să scoată stafidele din cozonac, adică fie prin citate, cum s-a spus, fie prin alte mijloace să te facă să vezi ce e mai bun din acea carte. Deci să vadă partea bună și tentantă. În acest volum veți vedea articole diverse despre oamenii care îi plac lui foarte mult sau care îl interesează și, într-adevăr, familia Pilat este unul dintre leitmotivele, probabil are cele mai multe articole în cartea aceasta. Pe urmă, multe are, sau mă rog, măcar două, Gemme Cantacuzino, Ana Blandiana, unul, dar bun, foarte special despre Cioran, Eu sunt cadavrul unei rugăciuni. M-a interesat în mod deosebit această abordare pe linie religioasă a lui Cioran. Foarte mult îi place Adina Popescu și când are rezerve, cum a avut de pildă la Jurnalul lui Mircea Zaciu, a avut grijă ca pe urmă la corespondența lui Mircea Zaciu să spună totuși și partea pozitivă. Deci foarte rar are totuși articole negative, din simplul motiv că s-a înconjurat de bucuria de a citi și nu și-a dorit să se mâhnească. Poate că singurul care pentru mine n-a fost atât de convingător este cel despre Dan Shakir, dar recunosc că am o prejudecată legată de acest scriitor, de la care de altfel Dan ce pornește. Deci e conștient că există oameni ca mine care nu agrează neapărat genul acesta. E vorba de o actualitate selectivă, deci citind această carte suntem în actualitatea cărților, e la curent Dan ce cu ultimele apariții de peste tot, de la toate editurile, nu pot să zic că privilegiază nici de cum editura Humanitas, deci absolut de la toate editurile, dar e adevărat Humanitas, Pandugino, Baroque Books sunt dintre favoritele lui. Și ca să vedeți că nu sunt, cum să spun, un demagog, vreau să vă spun că aflând aici despre cartea Victoriei Dragu Dumitriu de la Dan ce Mihăilescu, astăzi dimineață, în drum spre această lansare, chiar mi-am cumpărat-o. Este vorba de cartea ei cu povești, se cheamă Povești cu cenacluri vechi din București între 1880-1954. Mi-am cumpărat-o, deci Dan, îți datorez acest lucru și îți mulțumesc. Și vă dau o mostră din cum scrie Dan din pofta cu care scrie despre aceste cărți. Cărțile dialogale ale Victoriei Dragu despre doamne și domni, familii, străzi și case exponențiale
sunt pe cât de intens documentate și jubilativ colindate, poate că jubilație e un cuvânt mai potrivit și pentru ce face Dance aici, deci pe atât de pline de sensibilitate, curiozitate ardentă, pitoresc uman și moralitate multiplu pilduitoare, cu subtilitate și sagacitate conversațională, înțelegere osmotică și efervescență stilistică. Pe lângă că o descrie pe Victoria Dragu Dumitriu, mie mi se pare că aici, fără să vrea, probabil Dance este și autoreferențial, își descrie și propriul demers, să zicem, de cunoaștere și în același timp stilistic. Este o carte, încă o dată, care îți face poftă de a citi, despre bucuria cititului și acum nu vreau să o mai lungesc ca să aibă timp și autorul, de care sigur vă era dor să vă spună câteva cuvinte. Bine v-am regăsit! Să știți că îmi pare rău, dar am să încep ca la vechile ședințe de partid, spunându-vă că sunt întru totul de acord cu minunatele cuvinte spuse de prietenele mele. Am recitit și eu acum la corectură totul și am fost încântat. Pentru ce? Pentru că avem o sumă de nostalgii, peste 30 de cărți și autori de nișă și îmi pare bine că suntem la editura al cărei arhitect Gabriel Liceanu este un expert al nostosului. Aveți zeci de nostalgie aici. Cartea este o răsplată după plată. În vara asta se fac 6 ani de la accidentul vascular cerebral care m-a făcut hemiplegic, în sensul că sunt un teatru de război între diavolii care îmi țin capturată partea stângă, pe care sunt ciung și șchiop, și îngerul care a rămas pe partea dreaptă, care îmi șoptește în continuu că suferința nu ia, ci dăruiește. Nu numai că o crotește, dar ajunge și nădăjduitoare. Le sunt dator tuturor acestor peste 30 de autori pe care îi admir din suflet, care m-au făcut să înțeleg că nostalgia, suma de doruri și de trecuturi, sunt nu numai un rost, o cauțiune pentru prezent, ci și o investiție de speranță pentru viitor. Eu fiind singur, sigur că am ajuns de mult în post-viitor. Fiecare text este lucrat cu bucuria pe care înnecatul o are când dă de un butuc de apă care îl face să sară peste bulboane. Și avem tot atâția autori care se uită înapoi cu dragoste. George Matei Cantacuzino are nostalgia Bizanțului, Adina Popescu nostalgia primelor sticle de Pepsi din anii 60, Adriana Ruță Neagoe după 40 de ani de America are nostalgia liceului 39 și a cartierului Vatra luminoasă de acum 50 de ani. Ioan Alexandru are
nostalgia de a merge prin Duh între Constantin Brâncoveanu și Iisus, Dan Ceachir și Gabriela Tabacu au nostalgia anilor 70 și a teilor din Cotroceni de altă dată. Eu însumi mi-am îngăduit să am nostalgia a doi oameni minunați. Unul care m-a format în liceu, Dan Arsenie, și altul, am amintitul aici de Lidia Adrian Olaru, cel mai fermecător librar și achizitor de carte, nu de la Humanitas, ci de la Cărturești, Verona, un om sub tălpile căruia treptele librăriei înfloreau, scoteau lăstari. Sunt numai două excepții de oameni care nu se uită înapoi cu bucurie, ci cu oroare. Primul este Horațiu Mălăele cu o proză alegorică înfricoșător de superbă, care rezumă comunismul la un tsunami fecalic în cartea lui Tehomir. El fiind un caricaturist monstruos de darnic. Celălalt este Alin Mureșan, expertul în bestialul fenomen Pitești, compus de Alexandru Nicolski și Alexandru Trăghici. În rest, am făcut critică de empatie și nădejde, bovarizând într-un fel, dar când vă spun de cărți de nișe, mă bucur să vă spun că Mihai Măniuțiu, regizorul de orori, se uită înapoi cu dragoste la Urmuz, la Țara, la teatru cabaret al expresionismului german, în timp ce Mugur Arvunescu își amintește de Richard al III-lea lui Măniuțiu din 1993. Pretutindeni, deci, trecuturile sunt acea rezervă de grăsime care face pe urs să treacă invariabil și nesmintit prin hibernare. Îmi pare rău să vă anunț că sunt obligat să vă dau întâlnire și anul care vine în același loc, fiindcă au rămas până în afară Marin Tarangul, George Banu, Ion de Sârbu, jurnalul lui Corneliu Baba, dialogurile pictorilor din prolog, și văd recent că și-a revenit și Andrei Pleșu către filozofia artei și amândă 30 de ani să mușc cu toată pofta din vederea lui prin icoană. Așa că datoria mea este că trebuie să mărturisesc că chestia asta cu mijlocitorul este și o escrocherie sentimentală. Mijlocitorul se flatează că este un înger între o lume și alta. De fapt, el este un gău pituin și un samsar care vrea ca mielul blând să sugă de la două oi. Recunoștința autorilor și admirația cititorilor.
Așa că am să merg mai departe și vă mulțumesc încă o dată pentru dulcea amăgire pe care mi-ați tăruit-o astăzi. Bucurați-vă din plin! Româna Nadia. Le bine meriți pe amândouă și recunoștința autorilor și iubirea cititorilor, dar iubirea cititorilor se plătește cu autografe, mă tem, la sfârșitul lansării. Vă mulțumesc!